Ca să aibă o copilărie frumoasă și să descopere prin joacă liberă că școala poate fi plăcută, 148 de copii au participat într-o tabără școlară și o excursie de o zi, ajutându-i să vadă și partea distractivă a educației. M-am simțit foarte fericită că m-am jucat cu colegi, am făcut teme cu ei, am petrecut foarte mult timp împreună. 108 copii au participat la programul cu masă caldă inclusă, școala după școală, motivându-i să frecventeze cursurile cu drag alături de colegi. Am învățat să nu-ți mai fii rușine să mănânci cu ceilalți colegi. Înainte mi-era și rușine, dar ne-am învățat. Eram ca o familie în clasă. 85 de părinți și copii au beneficiat de sesiuni de consiliere psihologică și psihopedagogică, prin care au descoperit cum să-și îmbunătățească comunicarea. De multe ori am specificat, ar fi bine dacă părinții, înainte de a deveni părinți, ar parcurge niște cursuri. Să știi măcar, înainte de a intra copilul la școală sau înainte de a intra în sistem, în comunitate, cum să ți-l ajuți, cum să fii într-adevăr, toți au temeri, sunt convinsă, toți părinții se tem de faptul că sunt atât de multe responsabilități pe umerii lor. Dar dacă ai informații și informații bune, de calitate, atunci altfel duci misiunea asta. Și 45 de părinți au primit suport la sesiunile Școala Părinților. Copiii care au participat în proiect au o schimbare de comportament comparativ cu colegilor de clasă care nu au participat. Se vede vizibil, deci chiar dacă nu ai intrat în clasa respectivă, după cel puțin 10 minute îți dai seama că știu să comunice, știu să reacționeze, privesc altfel, au mult încredere de sine, sunt altfel. Copiii educați dincolo de cifre. Aceasta este misiunea prin care World Vision România a susținut elevii Liceului Tehnologic Petre P. Carp din Țibănești, județul Iași, pentru a preveni și a reduce abandonul școlar. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.